Bună dimineața din ziua 2 de Madrid, suntem în lift acum și suntem pregătiți pentru a doua zi în acest oraș minunat. Haideți să înceapă vlogul! Prima oprire pentru ziua 2 este o cafenea care se cheamă Alchemy. Aici vom lua micul dejun și desigur vom savura prima cafea de specialitate a zilei. Cafeaua, trebuie să recunosc că a fost excelentă aici la Alchemy. La început mi s-a părut așa și așa, dar după gust a devenit din ce în ce mai bun. Am mâncat și două sandwich-uri. Un sandwich cu pastă de roșii și cu hamon, foarte bun, îi dau un 9, solid 9. Și un sandwich cu pastramă de porc, bănuiesc eu. Și ce mai era acolo? Rodie, ceapă caramelizată, cașcaval, sfeclă, nu rodie, așa este. Acela a fost 10 din 10, foarte bun, extraordinar de bun. Total a fost 16 euro pentru două persoane. Mi se pare un preț decent, mic dejun plus cafea de specialitate, chiar e ok. Bun, acum luăm metroul și mergem la Casa de America. Este prima locație pe care o vizităm din Madrid astăzi. Da, solo salida. Din păcate, Casa de America este închisă. Nu înțelegem de ce, pentru că pe program scrie că ar fi deschisă, dar nu. Portarul ne-a spus că e închisă. A fost prima persoană cu care am vorbit și nu știa engleză, dar na, până la urmă a scos un closed pe gură și am înțeles și noi. Așa că mergem la Poarta de Alcala. Dacă Casa de America era închisă, Poarta de Alcala e renovare. Am măcar să vede ceva din ea și pare foarte frumoasă. Dar măcar avem noroc că vedem ceva din ea, că cred că urmează să o acopere pe toată. Probabil un an, doi, nu mai vezi nimic de ea. Da. Dar aici avem și un parc, nu mai știu cum se numește. Retiro? Da, Retiro Park, cred că. El Retiro. Și aceasta este intrarea. De varză. Da, am intrat în parcul El Retiro, sper să nu mă înșel. Sper să nu mă înșel, cred că El Retiro se numește. Dar e superb, efectiv superb. Uite că ăsta sunt flori fake. Da, cred că se luminează. Așa m-am avut eu cu păcelul ăla, nu știu, dar super, super mic. Dar parcul e superb, uite să mergem încolo așa. Ne plimbăm puțin prin parc, da. Și apoi mergem la muzeul de artă fină. Da. Astăzi avem onoarea de la 12 la 16 să-l vizităm chiar gratuit, sperăm noi. Așa scrie pe orar. Dacă nu, ar fi 13 euro de persoană, dar de banii aceia putem să bem o sangria, nu? Foarte drăguț acest parc, El Retiro. Plin de lume. Am văzut și eu mai mulți turiști astăzi, dar foarte drăguț, un loc extraordinar pentru madrileni să se plimbe ziua, seara, chiar foarte frumos. E atât de mare încât cred că într-o zi n-a pus să mergi peste tot în parcul ăsta. Dar oricum o să mai venim o dată în acest parc, pentru că avem de vizitat Palatul de Cristal. Probabil când veți vedea voi acest video, Oana deja a postat pe Instagram și pe TikTok-ul ei și până și pe YouTube-ul ei o grămadă de vloguri zilnice. Foarte drăguțe, să le urmăriți și videourile Oanei. Așa, Oana, invite să urmărească videourile tale. Dacă vreți calitate, veniți la mine. Ați auzit, dacă vreți calitate, mergeți să vă uitați la Oana. La mine veniți doar așa, când n-aveți ce face. Din păcate, soarele nu cred că își va face apariția. Nu, domnișoara de la meteo. Așa că căciulă, mănuș, gecuță. Măi, dar nu mai fac mișto de mine, mă. Și am terminat și cu muzeul de artă fină. Am văzut câteva picturi de a lui Picasso. Majoritatea, cred că după anii 1920, dacă nu mă înșel. Și acum merge să ne umplem burțile cu niște hamon la restaurantul Matador. Am mâncat în sfârșit. Doamne, cred că am mâncat cel mai bun hamon din viața noastră. Localul se numea Matador și practic am băut două pahare de sangria, am mâncat o farfurie de hamon iberic, normal, o farfurie de brânză semi-maturată de
oaie, nu? Și am mai mâncat practic două toasturi, unul cu piure de roșii și hamon iberic. O să zic doar hamon de acum. Aia au fost extraordinară, 10 din 10. Deci roșiile cu hamon merg wow. Wow. Și am mai mâncat ceva versiune de a lor, cum să vă zic, chiar signature-ul localului, se numea chiar Toast Matador, care a fost un fel de pizza pe pâine, din punctul meu de vedere, dar bună și aia, probabil așa de un 8-50 să zic, dar toastul cu piure de roșii și cu hamon, wow, ăla a fost chiar wow. Acum, noi ne doream de foarte mult timp să facem asta, așa că vom mânca, merge să mâncăm, cum îi spui tu, Luana, la... Churros. Cea mai veche ciurerie din Madrid. Doamne, ce nebune a fost și aici. Wow, da, sincer a meritat să stăm. Încă nici ne-am stat mult la coadă, 5 minute. Și combinația asta de churros cu ciocolata caldă pe care au aici, de fapt e o mini budincă ciocolată caldă. Excepțional, excepțional. Și 6 churros cu ciocolată caldă a costat 5,90 €. Sincer, raport calitate-preț extraordinar, 10 din 10, desertul ăsta e senzațional. Totuși, parcă era din 1894, da. Dați seama că practic are aproape 130 de ani ciureria asta. E incredibil, adică fac rețeta asta de 130 de ani și încă e un hit cum ar veni. Era efectiv localul full și atâtea mese aveau. Noi am stat numai sus și acolo aveau vreo 15 mese sau 20 și mai avea subsolul, mai aveau, cum să vă zic, aveau locații din jur, aveau ciureria doar to go în altă parte. Foarte tare s-a extins. Însă acum căutăm să bem a doua cafea a zilei. Merge la Rituals. Rituals e acolo. O altă... tradiție de-a noastră. De-a noastră. De-a noastră, da. Spune-o ceva. Deci spune-ne ce s-a întâmplat. Pentru că mi-am luat și în alte dăți și am card de fidelitate. Am avut ești fidelă, Rituals. Da. Am avut 5 euro reducere. Data trecută am primit un gel de duș din ăla mare. Data asta 5 euro reducere. Deci practic e chiar ieftin să ții drăguț. Un scrap cu 60 de lei e chiar ieftin. Adevăr, nu te ține 6-7 luni. Și gama asta nu există în România, nu? Da, scrieți în comentarii dacă gama asta există în România de la Rituals. Ca să nu trebuiască să mergem în o grămadă de călătorii ca să mi-l iau, ci o să mi-l iau din România. Exact. Pentru că Oana zice că nu există și eu o cred, dar poate au introdus că noi în ultimul timp nu mai mergem pe la mall așa de des. Așa că scrieți în comentarii dacă gama roșie de la Rituals se găsește și în România acum. Am fost și la muzeul El Prado, am văzut o grămadă de picturi de El Greco, de Goya, am văzut și Picasso. Ce-am mai văzut? Caravaggio, Marquez. Așa, da, a fost chiar foarte frumos. Murillo. Da, chiar eu nu prea mă plictisesc repede de obicei în muzeele astea de artă. Dar culmea, în seara asta nu m-am plictisit decât pe final. Și pe lângă asta l-a recunoscut pe El Greco. Da, deci am văzut o pictură de la distanță și am zis, alea, sigur e El Greco. Da, da, nu s-a putut filma înăuntru, deci nici măcar poza, adică nici nu are rost să discutăm. Dar un muzeu care cu siguranță merită vizitat. Probabil vom încheia vlogul aici, voi lăsa doar niște cadre la final cu restaurantul în care mergem. Așa că dacă v-a plăcut această zi de vlog, dați un like, subscribe canalului și ne vedem mâine. Pa, pa!